Îi dau acum cuvântul domnului Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe. Domnule ministru. Vă mulțumesc, doamnă ministru Mănescu, pentru cuvintele dumneavoastră. Domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnă ministru, stimați colegi, stați un pic cam departe de acest podium. Cred că ar fi trebuit să fiți mai aproape, pentru că această instituție este a dumneavoastră. Și nu este doar a dumneavoastră, ci a statului român. Am astăzi privilegiul de a mă întoarce la Ministerul Afacerilor Externe, pentru mine fiind, de fapt, o întoarcere acasă. Aici este locul unde am crescut, unde m-am format profesional și în bună parte și uman și unde am cunoscut oameni deosebiți, alături de care am lucrat de multe ori chiar foarte intens pentru politica externă a României și pentru România. Nu au fost puține dăți sau perioade în care am petrecut aici mai mult timp decât am petrecut acasă cu familia. În realitate nu am plecat cu adevărat, pentru că am păstrat permanent în minte și în suflet această instituție și în toți acești ani am colaborat substanțial din cadrul administrației prezidențiale cu foarte mulți dintre dumneavoastră. Prin urmare, pot spune că vă cunosc bine și știu și problemele pe care le aveți și pe care le are, din păcate, în prezent, diplomația română. Într-adevăr, diplomația română are nevoie de un suflu nou, de performanță, de rigoare, de bună pregătire, dar și de bună credință, are nevoie de spirit inovativ, de proiecte inteligente și de acțiune orientată spre rezultat, așa încât profilul României și influența sa pe plan internațional să crească în beneficiul cetățenilor români. Aceasta presupune și reformă serioasă. Așadar, este nevoie de construcție, atât instituțională, cât și conceptuală, în acest scop. Și sunt pe deplin conștient că acest efort de construcție cere timp, dedicație și nigală. Sper ca împreună să avem suficient timp să-l facem și, de ce nu, să-l ducem la bun capăt. Sper în același timp, și mă adresez mai ales tinerilor din minister, dar și tuturor celorlalți care se simt tineri, ca prin acest efort să redevenim un corp profesional de elită, cu adevărat motivat să acționeze ca o echipă, în mod coerent, pentru proiectul nostru comun, care este o politică externă performantă și o țară respectată pe plan internațional. Sunt de asemenea convins că mă cunoașteți și am mai spus acest lucru. Nu vă voi cere ca ministru nimic din ceea ce nu îmi voi cere mie însumi, dar mie personal îmi voi cere foarte mult. Apreciez lucrul în echipă, știu să ascult părerile altora, dar cred că eficiența înseamnă acțiune hotărâtă, rapidă, profesionistă. Și mai ales să-i apreciez pe cei care își fac datoria. Repet ceea ce am mai spus și în perioada mandatului anterior. Venirea în funcția de ministru nu este și nu poate fi un prilej de bucurie personală, ci de muncă asiduă și responsabilitate pentru politica externă a României. Stimați colegi, înainte de a încheia, permiteți-mi să mulțumesc domnului prim-ministru Orban pentru propunerea de a face parte din echipa guvernamentală a domniei sale, care m-a onorat foarte mult. De asemenea, doresc să-i mulțumesc în mod deosebit domnului președinte Iohannis pentru încrederea acordată în ultimii exact 3 ani și jumătate, în care, în calitate de consilier prezidențial pentru politică externă, am avut privilegiul de a lucra cu domnia sa și astfel de a învăța foarte multe. În același timp, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru susținerea dumneavoastră pentru această nouă poziție. Vă asigur, domnule președinte, că eu și colegii mei de la Ministerul Afacerilor Externe vom lucra îndeaproape, în deplină coordonare cu dumneavoastră, pentru realizarea obiectivelor naționale de politică externă. În ce privește prioritățile imediate, aș dori să mă refer mai ales la votul din străinătate, care va începe după numai 3 zile de la instalarea noului executiv. Voi solicita, în ora care urmează, prezentarea urgentă de către responsabilii din centrala Ministerului care au lucrat pe acest dosar, a unui raport cuprinzător asupra stadiului pregătirii alegerilor prezidențiale în străinătate, potrivit competențelor Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, voi solicita șefilor de misiuni diplomatice și consulare să trimită rapid o evaluare din perspectiva lor a stadiului pregătirii și a eventualelor riscuri și vulnerabilități. În funcție de aceste evaluări vom vedea dacă și ce se mai poate face în limitele competențelor Ministerului și la nivel de guvern în acest stadiu foarte apropiat de momentul alegerilor, ținând seama de constrângerile prevederilor legale care reglementează această problematică. Prin urmare, stimați colegi, bine v-am regăsit! Vă urez și ne urez mult succes în îndeplinirea acestor obiective. Nu va fi simplu. Avem mai întâi de reconstruit prestigiul și capacitatea de acțiune
a unei instituții esențiale pentru România, în al doilea rând, de redat demnitatea și motivarea oamenilor săi și, nu în ultimul rând, trebuie să facem performanță într-un mediu internațional complicat. Așadar, la treabă și vă mulțumesc foarte mult!